Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov despre artă, despre fotografie. Este fotografia o artă? Dandinu, artist fotograf. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Este o artă, cu siguranță. Și este o artă la modă. Este o artă care schimbă cumva baremurile astea mai îmbătrânite. Percepția. Percepția asta, arta trebuie să fie așa o chestie pe care o practică numai niște inițiați, niște oameni care au studiat foarte mult. Fotografia este foarte accesibilă. Este la modă, este la îndemână și atunci cred că are acest aport de a duce puțin mai aproape arta de cei care vor să experimenteze, să încerce. Totuși, mă gândeam eu, venind încoace spre televiziune, și știind că mă întâlnesc cu tine, mă gândeam, trebuie să ai ceva undeva în interior, nu poți, eu pun pariu că ne dă cineva, mie și colegului meu, cameraman aici de față, ne dă câte un aparat foto și un unghi și ceva, o priveliște, nu știu, și facem două fotografii care nu seamănă între ele. Așa este. Bineînțeles că de la fiu... Și una e frumoasă și una e urâtă, știi, adică numai că nu seamănă. Ideea este că este o artă mai facilă pentru că este la îndemână. Oricine, chiar și cu un telefon, poate să facă fotografie. Dar bineînțeles că un pic de studiu, un pic de experimentat, nu știu, un pic de intuiție, un pic de talent trebuie să ai. Bun, deci acum ne întoarcem la ce ai spus tu mai devreme. Neinițiat, dar totuși, nu? Cum era asta? Să fie trădare, dar să știm și noi. Exact. Da, eu cred totuși că în spatele unei fotografii reușite trebuie să existe muncă. Poate că nu e ca la sport, 99% transpirație și 1% inspirație. Cred că e cumva invers, să fie multă inspirație acolo, trebuie să fie un declic undeva, nu? Mă gândesc. Care se aprinde în mintea artistului fotograf și face o fotografie care, pe urmă, face în conjurul lumii. Dacă discutăm strict de fotografia de peisaj, e aproape ca la sport. Este, hai să zic, undeva 80% cărat echipamentul spate și doar vreo 20% fotografiat propriu-zis. Acolo lucrurile stau destul de aproape de ideea de sport. Bineînțeles însă că de foarte multe ori sau în alte genuri fotografice trebuie să experimentezi foarte mult, trebuie să încerci foarte mult pentru a putea să obții imaginea pe care ți le dorești. În natură este puțin mai interesant, pentru că natura este generoasă, îți oferă ea cadrele, tu trebuie doar să mergi să le cauți. Normal, la ora bună, la ora potrivită, în lumina cea mai bună, pe vremea de obicei cea mai capricioasă ca să obții niște imagini cu adevărat spectaculoase. Da, asta înseamnă că trebuie să plouă? Uneori da. Poate să plouă, poate să ningă, poate să fie viscol. De obicei, în condițiile atmosferice mai puțin obișnuite pentru cei care ies afară pe vremea asta, se obțin cele mai spectaculoase imagini. Și ai, adică într-o zi însorită poți să faci niște fotografii, dar nu sunt spectaculoase. Așa cum le spun eu celor de la cursurile pe care le predau legat de fotografie, de multe ori le spun, e foarte important să învățăm când să nu scoatem aparatul din rucsac. Pentru din tășcuța lui, da. Exact. Pentru că așa învățăm. Ne dăm seama când este o imagine fotogenică, când merită să facem poze și când nu. Și de obicei când este senin, când e, nu știu, în mijlocul zilei, nici pe departe nu e cea mai bună vreme. Asta cu fotogenia salvează România. Avem poze din România, frate, deci ne urcăm pe pereți. Au început să pună pe rețele de socializare tot felul de... N-aș vrea să-i caracterizez eu acum, să fiu bun, blând și înțelegător, nu mi-au și nici vreo amendă. Pun tot felul de fotografii cu castele. Castelul ăsta e la, nu știu unde, Scroviște, la Lemnații de sus, Lemnații de jos și nu știe nimeni. Dar e fapt un castel din Germania, de pe undeva, niște poze furate. Natura, într-adevăr, și omul, da, ne oferă tot felul de lucruri demne, momente demne de imortalizat. Dar de acolo și până să cădem în penibil e destul de mult. Adică, mă rog, pentru unii e foarte puțin, după cum am zis. Asta îi înveți pe elevii tăi să nu cadă în extremă, nu? Cu siguranță, dar în același timp mai este un lucru foarte important. Din păcate trăim în epoca asta a internetului și, din păcate, din fericire pentru noi, pentru că este mult mai ușor să ne promovăm. Hai să spunem și. Și, exact. Dar, din păcate, unii înțeleg că tot ce este pe internet este gratis.
Și de aici vin multe dintre problemele pe care tu le-ai spus, în care oamenii iau poze, le folosesc, habar nu au de la cine sunt. Sau de unde sau sunt, de unde cele mai multe exact. Ori și zic, da, uite, castelul de la Scroviște. S-a întâmplat chiar și cu agenții guvernamentale, cu ONG-uri mari, cu promovarea unor zone din România, cu niște mulți de prin Austria. S-au întâmplat și la lucruri de genul ăsta, ceea ce nu e normal. Și nu numai că încălcăm niște drepturi de autor ale celor care au făcut imaginea, ci pur și simplu inducem complet în eroare privitorii, ci pe cei care urmăresc respectivele postări. Da, corect. Până la urmă, asta e, dacă ai discernământ și cultură, că de fapt astea două ar trebui să meargă împreună, reușești să faci un lucru bun, dacă nu, nu. Ia zi-mi, cu fotogenia asta, ce înseamnă când un om este fotogenic? Că auzi, mamă, ce fotogenic ești! Telegenic? Este pur și simplu o percepție a noastră, cred, după niște bareme pe care noi ni le creăm, mai ales, să zicem, noi în cultura vestică. Dacă probabil că am merge într-o altă cultură, am privi niște oameni care nu ni se par fotogenici, așa cum ai spus, dar care pentru semenii lor din cultura respectivă pot să nu fie. Cred că este o chestie pe care noi ne-o impunem, ne-o agreăm, ne-o percepem ca atare, dar nu cred că este ceva cu adevărat real. Uneori un om poate să fie frumos prin anumită stare pe care o reprezintă, în momentul când îl fotografiezi. Nu trebuie neapărat ca el să fie frumos așa cum îl percepem noi frumos. Ca și cum l-ar picta vreun pictor celebru, da. Exact. Anumite lucruri se pot masca foarte ușor prin fotografie, printr-o poziție anume. Eu nu sunt neapărat un fotograf... Ca să nu mai vorbim de Photoshop, nu? Ca să nu mai vorbim de asta. Eu nu sunt neapărat un fotograf de portret. În mare parte îmi place să fotografiez natură, animale... Dar mi se mai întâmplă prin călătorii să mai întâlnesc cu oameni din culturi diferite și acolo, într-adevăr, mi se pare interesant să-i fotografiez. Și acolo nu mai contează foarte mult această fotogenie anume, ci pur și simplu starea. Tiparele fotogenice de astea exact, ale noastre. Da. Exact. Bun, am ajuns la subiectul ăsta care vă că îți place ție foarte tare, wildlife. Viață sălbatică, într-adevăr, de departe, fotografiile, filmele, care surprind momente din viața animalelor sălbatice, sunt cele mai căutate, cele mai vizionate, cele mai... Da, mai sunt și aia cu manelici, da, aia sunt puțin și mai au câte o bătaie. Da, așa mi se pare mie, cel puțin ce am discutat și cu alții, dar și ce am văzut eu. Mie plac momentele surprinse de o cameră de luat vedere, pusă undeva acolo unde trebuie, poate lăsată săptămâni în șir, să surprindă niște momente din viața unor ființe care trăiesc ele aici cu noi pe pământ. De foarte multe ori în spatele acelei camere de care aminteai stă cineva, fie că e fotograf, fie că e videograf. Și cu siguranță a capta niște imagini spectaculoase înseamnă extrem de multă muncă. Răbdare, mă. Și răbdare, gândesc. Exact, exact. Este probabil unul dintre genurile fotografice în care dacă nu ai răbdare, nu ai cum să te apuci. Mi-amintesc că am stat și, nu știu, ore întregi zile la rând, adică am avut zile, o săptămână întreagă, stat câte 6-7 ore iarna pe frig, într-un mic cor de camuflaj pentru a face o poză. Face parte da, din joc. Aproape, aproape. Nu a fost ce exact înseamnă aproape ai făcut o poză, că sunt foarte curios. Pândeam o vulpe la vremea respectivă pe un câmp undeva pe lângă Brașov și am văzut-o în fiecare zi, a venit de fiecare dată destul de aproape de mine, dar nu suficient de aproape ca să obțin imaginea perfectă pe care mi-o doream. Am avut ocazia să fotografiez ulterior destul de multe vulpi ca să-mi treacă oarecum mica frustrare pe da, tema asta. Da, ai ținut-o minte pe roșcata aia, da. Întotdeauna este așa. Ții minte imaginile pe care nu le faci mai mult decât imaginile pe care reușești să le faci. Aia este o împlinire, ai făcut și după aia mergi mai departe. Dincolo de răutățile astea ale noastre față de propria țară, pentru că avem, nu știu, de unde ne vine nouă chestia asta destructivă, aș zice eu, de a ne vorbi mai mult de rău țara decât de bine, ei, eu am mai văzut niște locuri din lumea asta, frumoase, locuri spectaculoase. Dar parcă așa ca în România nu sunt. Și parcă viața sălbatică aici în România este cumva demnă de luat în seamă. Versus alte țări europene unde a dispărut cu desăvârșire. Asta este marea bogăție a României. Faptul că încă mai avem viață sălbatică.
De foarte multe ori, totdeauna ne raportăm la cei afară, cum fac cei din Germania, cum fac cei din Franța, cum fac cei din Italia, Spania, mai știu eu ce altă țară. Dar uităm un lucru. Uităm că o mare parte dintre țările astea nu mai au bogăția pe care o avem. Noi avem cumva, dacă vrei, și datoria de a încerca să protejăm ceea ce avem acum, pentru că altfel o să călcăm exact pe aceeași urme pe care au călcat și ei. Și au distrus viața sălbatică și în același timp au distrus inclusiv acest, cum să-l numesc, această bancă, dacă vrei, de viață sălbatică pe care o mai au țările din Estul Europei în special, Sud-Estul Europei în particular. Și atunci noi avem datoria să păstrăm nucleul ăsta dur. Pentru că dacă noi nu o facem, este posibil ca fauna Europei, așa cum s-a întâmplat cu zimbrul, de exemplu, să dispară complet. Discutăm despre carnivore mari. România are de departe cea mai mare populație de carnivore mari din Europa. E normal să fie așa, pentru că încă, culmea este că, zic, încă mai avem păduri, încă mai avem câteva habitate în care animalele astea au acest refugiu de care au nevoie. Dar trebuie să ne trezim, pentru că la modul cum reușim să fragmentăm habitatele, la modul cum reușim să exploatăm pădurile, s-ar putea să fie un pic prea târziu pentru anumite situații. Da, uite, iarăși mi-a adus aminte o chestie apropo de asta. Oricum, în momentul de față, de exemplu, populația de urs, că cel mai mare carnivor este cel mai mare carnivor din România, bine, e omnivor din câte știu eu, ursul. Da, așa, mă rog, este, da. Carnivorul cel mai mare. Hai să nu-i luăm decorația din piept. Populația de urs este mare în momentul de față în România. Cei care taie păduri și care, din punctul meu de vedere, ar trebui să plătească. Dar pe de altă parte, mă întorc acum la fotografie. A fost inundat internetul ăsta de imagini cu imagini, mă rog, statice, fotografii sau chiar video, cum se taie pădurile, cum știu. Orice om cu cea mai mică, știu eu, cea mai slabă pregătire, dacă se uită cu atenție la imaginile alea, își dă seama dacă sunt sau nu în România. Era un mic clip video. De fiecare dată când l-am văzut postat de cineva, repostat, distribuit și așa mai departe, nu m-am putut abține să-i scriu: băi, prietene, tu nu vezi că alea nu sunt camioane de care circulă pe drumurile din România? Nu știu că ai văzut imaginele cu un șir foarte lung de camioane. De astea cred că sunt rusești, dacă mă întreb pe mine, niște gazuri de alea. Și zic, bă, astea nu sunt în România, adică e LMC, mintea cocoșului. Sau că poză din nu știu ce gară unde lemnul românesc ia drumul Austriei, nu știu ce aberație. Toate mașinile de acolo aveau număr de Turcia sau ceva de genul ăsta. Adică nu, niște chestii la care te uiți. Și aici iarăși vine arta asta, nu, a fotografului, de a surprinde niște lucruri. Inclusiv niște lucruri dure, că eu știu că se taie în România, se taie destul de mult ilegal. Nu atât de mult pe cât se spune, dar se taie destul ilegal. Este foarte, foarte complexă treaba asta legată de tăierea pădurilor și mai departe. Foarte mulți fotografi merg pe teren și dacă nu au specializarea de rigoare, habar nu au dacă acolo este o tăiere legală sau este o tăiere ilegală. Pentru că da, până la urmă, da, urmei, există exploatări, exact, forestiere. Trebuie să ne gândim și la faptul că totuși pădurea este o resursă. România are nevoie și de resurse. E normal să se exploateze cu cap responsabil o resursă. Altfel, resursa respectivă, între noi fie vorba, se distruge. Adică și porumbul, da, dacă îl lași pe câmp necules. Bine, în cazul pădurii, până la un anumit an, putem spune că îi se crește, da, valoarea, după care începe să degenereze. Dar ideea este că într-o oarecare măsură, campaniile astea extrem, extrem de agresive asupra unui subiect, inclusiv cu imagini care nu sunt de la noi, zic eu că mai mult induc în eroare și mai mult fac rău decât, exact, fac bine. Exact. Pentru că tot timpul dacă strigăm la un lucru că e rău, e rău, e rău, lumea o să perceapă că tot ce se întâmplă în România este rău, creăm așa un val negativ, chiar și un fel de, cum să zic, frustrare negativă care se acumulează și uităm să facem de fapt binele pe care trebuie să-l facem. Bine, eu cred că în spatele postărilor ăstora, pe lângă unii care, mă rog, habar n-au și postează și ei acolo ca să se afle în treabă, să se dea ecologiști, eu cred că sunt și niște șmecherași de ăștia. Hai să dăm cât o postare pe săptămână, să enervăm, să, știu eu, bă, își dă seama Ghiță că e fake, își dă seama
Dan că e fake. Fiecare la un moment dat comentează ceva și zice, până la urmă, lasă-vă că de fapt nu se întâmplă nimic. Și nu e așa, nu este chiar de așa. De multe ori în spatele la lucrurile astea se întâmplă lucruri și mai grave. Cu și siguranță. De exemplu de populația de urși. Da, toată lumea a auzit că sunt urși peste tot în România. Avem, în Brașov am avut probleme până de curând cu ei, că veneau foarte mult în oraș. Dar cifrele alea sunt destul de umflate de cei care au interes să și vâneze urșii respectivi. Și aici este un joc foarte interesant, pentru că dacă te uiți la cifrele pe care le dau de foarte multe ori autoritățile și la cifrele pe care le au ONG-urile, care de multe ori fac treabă mult în teren, e posibil să avem aceste diferențe destul de mari uneori. Și aici este foarte, foarte delicată povestea și de-aia eu lucrez foarte mult cu ONG-uri în demersurile mele fotografice. Tocmai pentru că încerc să îi ajut pe cât posibil și încerc să învăț cât mai mult, tocmai pentru a nu face aceste gafe și a nu cădea așa în extrema asta în care pur și simplu... Da, oricum, ursul, de exemplu, pentru cei care nu știu, ursul vine în oraș, vine ursul slab în oraș, nu o să vină niciodată ursul puternic. Ursul puternic rămâne, are zona lui, este un animal teritorial, ursul carnivore mare, nu puternice. Fără dușmani naturali până la urmă în România și ei sunt singurii lor dușmani, așa și cum și omul este singurul său dușman adevărat. Și atunci ăștia care sunt foarte puternici alungă pe aia slabă, aia n-au unde să se hrănească, ajung inevitabil la container. Din motivul ăsta, poate și din alte motive. Da, hai să ne întoarcem la viața sălbatică reală. Ai fost în America, nu? Urmează să vedem un film. Parcuri americane. Povestește-ne. Da, a fost un proiect foarte interesant, un proiect conceput cu un ONG din Brașov, ProPark, și cu o finanțare de la ambasada americană de la București, pentru a vedea cum funcționează parcurile lor, cum sunt protejate, și pentru a încerca să aducem înapoi în țară idei despre ce putem noi face bine. Adică este, dacă vrei, un schimb de cunoștințe cu ce se întâmplă acolo și în același timp o informare asupra ceea ce înseamnă să protejezi mediul la un cu totul alt nivel. Nu zic că nu au și ei probleme, au, numai că sunt de total altă natură. De exemplu, una dintre problemele lor cea mai mare este că au foarte mulți vizitatori. În parcurile lor anual ajung undeva în jur de peste 300.000 de vizitatori. Scuze-mă, 300 de milioane de vizitatori. Asta am vrut să zic, erau puțini. Ți-au fost la grina zoologică anul trecut. Da. 300 de milioane de vizitatori. Asta înseamnă aproape jumătate din populația Europei. Este absolut inimaginabil ce ar însemna să ai niște parcuri cu atât de mulți vizitatori. Și atunci am încercat să înțelegem și problema asta, pentru că un număr atât de mare aduce de la sine probleme cu parcarea, cu gestionarea deșeurilor, mediului. Poluarea, o grămadă de lucruri. Și asta este partea interesantă în film, pentru că se vor vedea acolo imagini cu parcurile, unele dintre parcurile cele mai aglomerate, dar și cu locuri foarte... Dar unde ați fost? Ia, spune-mi așa, concret. Au fost două ture diferite. Una dintre ele s-a concentrat un pic pe zona de nord-vest, în celebrul Yellowstone, primul parc natural al lumii. Da. Trebuia să ajungem acolo. Dar și în Grand Tetons, Badlands. După care am mers pe coasta de est, Great Smoky Mountains, este cel mai vizitat parc american. 11 milioane de vizitatori în fiecare an, este inimaginabil. Și Congaree, o zonă mlăștinoasă interesantă. Iar în a doua tură ne-am concentrat puțin mai mult pe zona de sud-vest, pe celebrele canioane, Canyonlands, Zion, Bryce și inclusiv câteva rezervații mai mici. Pe niște rezervații gestionate de populația Navajo, care este iarăși o chestie interesantă pentru că vedem cum comunitățile locale reușesc să gestioneze niște arii protejate. Și la final am mers în California, în Sequoia și în Yosemite. Da, parcuri celebre, mi-aș și dorit să le văd, deocată n-am reușit, mai aștept să mai îmbătrânesc, mă mai pensionez, ce știu să fac. Să nu cumva să fie prea restrictiv atunci. Da, să nu fie, cine știe, vorba ta, lucrurile se schimbă de la un an la altul, se schimbă, i-am întâlnit și eu pe Navajo în Marele Canyon și am discutat cu ei pentru că, nu știu, am avut o zi proastă, nu prea... N-am avut chef să stau să mă uit în jos. Toți ceilalți stăteau găsiți pe marginea canionului. Eu am avut un bad feeling și nu m-am apropiat. Am stat un pic mai retras și cu ocazia asta am stat de vorbă cu indienii. Amerindienii, pentru
Da. Așa. Despre, exact despre administrare. Bun, ei abordează problema ce am discutat, că e un pic superficial așa, se bazează mult pe alții în administrare, Rangers și așa mai departe, dar sunt și ei destul de implicați, încă mai au urma aia de sentiment de proprietate asupra acelor pământuri, nu? Probabil că ai observat și tu lucrul ăsta. Da, în câteva zone chiar ei sunt cei care administrează absolut tot când vine vorba de, puțin în zona de la Navajo. Da, și aici administrau tot, de la magazine până la tot ce se întâmpla acolo, însă sub, știu, auspicii, dacă vrei, sau supraveghere, și de la niște foruri un pic mai implicate, să zicem, autorități ceva mai implicate la acest capitol. Cred că a fost o experiență, nu? A fost cu siguranță și cred că îți deschide foarte mult viziunea asta asupra ce înseamnă să protejezi mediul. Încă o dată, nu zic că metodele lor sunt infailibile. Cu siguranță, multe dintre ele este și foarte greu să le aplici la noi, pentru că avem altă concepție, avem cu totul altă viziune. Dar asta nu înseamnă că nu putem învăța anumite lucruri de la ei. Și filmul cam asta își dorește. Să ne ajute să avem o mai bună înțelegere asupra problemei conservării naturii. Normal, la ei discutăm de mai bine de 100 de ani de conservare. Parcuri naturale, da. Da, deci practic organizația care gestionează parcurile, NPS, National Park Services, este înființată în 1916. Deci practic discutăm când de 100 de ani. Când noi ne băteam în al doilea război mondial. Acum fiecare cu prioritățile. Au intrat și americanii, da, la un moment dat. Au intrat și un pic mai târziu. Și atunci ne gândim că totuși în 100 de ani au un pic altă viziune. Și mi-a plăcut o remarcă a lui Wallace Stegner, care a spus că parcurile... Să ne zici cine e Wallace ăsta, că n-am auzit. Nu este foarte cunoscut la noi, este un activist de mediu și inclusiv un scriitor de la americani, care a spus un lucru foarte interesant, că parcurile naționale americane au fost cea mai bună idee a Americii. Este moștenirea pe care ei o lasă. Ei au înființat primul parc național, chiar totul a început undeva prin războiul civil american, când Lincoln a decretat să se facă rezervație Yosemite Valley. Și de acolo a plecat. Și practic, asta este moștenirea pe care ei o lasă. Noi trebuie să împrumutăm și să continuăm lucrul ăsta. Bineînțeles că și aici în Europa sunt foarte multe alte exemple pe care putem să le urmăm. Ideea noastră cu acest proiect este să-l ducem și în alte regiuni. Când o să vedem filmul? Eu deja sunt foarte curios, mai ales că sunt lucruri fabuloase, adică mintea mea deja se învârt niște imagini așa cu ce am mai văzut, fotografii de prin Sevoia sau alte zone americane. Le-am văzut în poze, nu știu. Trebuie să le văd și în realitate cum. Ești invitatul meu pentru a-l vedea. Car și pe eu live. Camera, adică sunt zdravă, îmi duc aparatul de filmat. Nu e ca și cum ar trebui să mă care cineva pe mine. Da. Poți începe săptămâna viitoare, pe 1 martie, de la ora 19, să vezi filmul la cinematograf în Brașov. La cinematograf în Brașov. Ba, asta este bine. O să urmăresc. Nu putem să dăm foarte multe detalii, pentru că sunt tot fel de legi în vigoare în țara asta, că unele mai tari și mai interesante decât celelalte. Adică nu poți să spui unde poți să vezi un film. Nu poți să spui un sponsor care a dat bani pentru sport, cultură. Adică nu... Poți să zici numele unei firme X care face nu știu ce. Că n-are sens. Oricum, la ce firme există în Brașov, nu sunt cumpărători în Brașov. În general, fac pentru industrie automotive și așa mai departe. Dar nu ne mai batem capul cu subiectul. O să urmărim pe rețelele de socializare și acolo unde trebuie să aflăm unde e filmul. Da. Pot să fac o invitație. Săptămâna viitoare în Brașov este un întreg festival de film. Este un festival de film de munte, singur din țară. Se numește Alpin Film Festival. Fie pe site-ul lor, fie pe site-urile noastre, Facebook, tot ce există pentru a ne urmări. Deci dacă se găsește Alpin tot programul. Film Festival 2019, cu siguranță găsim programul și o să găsim și ăsta. Ai fost și undeva la zăpezi veșnice, nu? La banchiză, unde ai fost? Este proiect? Este un proiect. Am ajuns în câteva zone arctice. Pentru mine zonele arctice sunt printre cele mai spectaculoase din lumea asta, tocmai pentru că acolo planeta încă este, hai să spun așa... La început. La început, deși poate nu mai este nici acolo chiar la început. Dar ideea este că acolo ne dăm seama cât rău facem. Problema asta legată de încălzirea globală, de schimbările climatice, este o chestie care pe noi în România poate nu ne afectează atât de tare. Nu, pentru că suntem aici la mijloc. Suntem la mijloc. Da, nu ne... Da. Avem foarte multă apă încă, avem păduri, noi stăm bine. Am avut ocazia să văd ce înseamnă lipsa apei în țări din Africa, unde într-adevăr se simțea lucrul ăsta.
Și atunci, împreună cu cei de la WWF, de la organizația WWF, ne-am gândit la un lucru. Ei au un plan, o campanie de informare asupra problemelor climatice. Și pentru că s-a evit ocazia unui concurs la care am putut participa, am zis că de ce să nu încerc să ajung într-o zonă arctică, Antarctica, Groenlanda, Svalbard. Și este cumva în desfășurare un concurs pe tema asta care mai durează până la finalul săptămânii. Din păcate, nu este un concurs pe bază de merit neapărat. Ajunge acolo pe baza popularității, voturilor, se face un vot, un vot public. Nu este tipul de concurs care mie îmi place foarte tare, dar fiind un scop nobil, am zis ok, deci să nu încercăm și de ce să nu încerc să ajut WWF și nu neapărat numai pe ei, ci în general să ajutăm această campanie de conștientizare asupra problemelor schimbărilor climatice. Mulțumim frumos, Dan Dinu, pentru participarea la emisiune. Dan Dinu, artist fotograf, vicepreședinte al fotoclubului Ex-Deco din Brașov, coordonator al proiectului Photo Life. O să vedem acum pe final de emisiune trailerul de la filmul tău cu parcurile americane. Mulțumim încă o dată, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT. Parcurile naționale americane găzduiesc unele dintre cele mai emblematice peisaje ale planetei și unele dintre cele mai carismatice animale. Însă, întreaga lor poveste este mai puțin știută. Au plecat să exploreze aceste parcuri atât pentru a vă arăta frumusețea lor, cât și pentru a înțelege modul în care sunt protejate și promovate. Turmele de bizon din Yellowstone, la mlaștinile din Congaree, din labirintul uimitor format în Badlands, la cascadele din Yosemite, de la complexul de canioane din celebrul sud-vest și până la uriașa biodiversitate din Smoky Mountains, aceasta este povestea călătoriei lor.